La jumătatea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare s-a schimbat liderul organizației județene ALDE Călăraș. Norica Neculai a preluat interimatul organizației județene. Eu mă bucur să ne vedem din postura mea de președinte interimar al organizației ALDE Călăraș. Trebuie să vă spun că partidul a luat această decizie pentru întărirea capacității organizatorice în aceste alegeri. S-au făcut niște evaluări, niște analize la nivel de partid, nu este Călărașul singurul în care s-a întâmplat acest lucru și am decis, chiar dacă tradițional nu se întâmplă astfel de lucruri din punct de vedere organizatoric, să dinamizăm campania prin prezența mea aici, județ care mi-este foarte apropiat, știți foarte bine ce mă leagă și de cât timp mă leagă Călărașul. Și astăzi avem doar o ședință organizatorică, o ședință în care schimbăm puțin responsabilitățile pentru că am evaluat comportamentele colegilor noștri și modul în care au făcut până acum campanie în anumite zone și declanșăm o strategie nouă de campanie. Sondajele noastre de opinie ne dădeau niște rezultate care nu erau îmbucurătoare pentru ALDE și nu erau în raport de așteptări. Deși erau pozitive în raport de rezultatele anterioare, dar pretențiile noastre în acest moment sunt mult mai mari. De aceea s-a decis să vin.